sosit așadar momentul mult așteptat. Marea finală Next Top Model. După 11 episoade tumultoase, o mulțime de provocări, adrenalină, emoții, neprevăzut și aventuri care mai de care pe meleaguri exotice, Mădălina și Emma sunt ultimele două protagoniste rămase în lupta pentru premiul cel mare, contractul în valoare de 50.000 de euro oferit de agenția Emera Models. Călătoria în tainele modelingului a început acum mai bine de 4 luni, cu un tur de forță prin țară. În urma preselecției naționale, 12 aspirante la titlul de Next Top Model au pornit la drum sub bagheta lui Cătălin Botezatu. Competiția a fost acerbă, probele din ce în ce mai dificile și maratonul către culmile succesului tot mai alert. Pe măsura derulării concursului, 10 fete au fost rând pe rând eliminate. Anca, Diana, Sara, Adela, Lucia, Inga, Otilia, Alexandra, Laura și Roxana și-au făcut ieșirea din scenă determinate, fără excepție, să-și încerce norocul și pe mai departe în lumea modei. Cele două finaliste, copilăroasa Emma și temperamentala Mădălina, sunt acum pe ultima sută de metri. Cine va deveni următorul top model al României? Urmează o confruntare de zile mari pe meleaguri pariziene. Astăzi o să facem prima ședință foto pentru portofoliul vostru, sau mai bine spus, primul test. Limbajul popular, între ghilimele, în românește, bucul vostru. Da? Vom avea trei ședințe foto, după care le printăm, facem fotografiile propriu-zise, le băgăm într-un book, într-un catalog, într-un portofoliu și vă facem și un composite card. Composite cardul fiind cartea voastră de vizită. Și după aceea, în armate, cu speranțe, cu ambiții, cu putere de muncă, cu portofoliu, cu visuri multe, mergem la final. Mișto! Sper să vă înțelegeți bine. Dacă sunt probleme, mă chem agentul. Realizarea fotografiilor de portofoliu sau a bucurilor foto, cum mai sunt ele denumite, vitale în cariera unui model, necesită timp, dedicație și multă concentrare din partea protagonistei. Primul fotograf cu care fetele iau contact este Oltin Dogaru. Ia să te văd, prezemat acolo, să am lumină măcar jumătate. Așa. S-a uitat așa. Trebuie să stai ca și cum ți-ar veni natural să stai așa. Da, și cum și cum eu nu te-aș poza. Da, acum facem un buc profesionist și sunt foarte, foarte fericită. Pentru că, na, simt cum începe totul. Pe mai dreaptă, așa, bine, vorbim un pic mai jos. Obositor nu prea este, pentru că îmi place ceea ce fac și o fac cu drag. Cred că nu se vede că stau de vreo 10-11 ore aici. Te apleci, tragi de el, e greu. Așa, 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 înapoi acum. Emma a fost destul de recalcitrantă la un moment dat vis-a-vis de un machiaj. Acel machiaj s-a cerut. Și ce a făcut ea? A intervenit. Și-a șters sprâncenele și a încercat să se corecteze, de care eu am lăsat-o. Nu a vrut să insist, însă dacă ea făcea asta în altă parte, era dat afară din ședința foto. Singura ei problemă este că este prea copilăroasă și ea tot un joc. Oltin, de exemplu, mi-a spus că în ultima parte a ședinței foto deja nici nu mai putea discuta cu ea. Îi pusese o
căciulă, să zic așa, roșie, cu niște moațe așa, și ei nu-i plăcea. Asta este o chestie catastrofală în relația cu un fotograf, să zici, mie nu-mi place, mie nu-mi stă bine. Fotograful este genial, a știut cum să ne pună în valoare. Ascultă, înțelege, se joacă, are un corp extraordinar, foarte înaltă, foarte bine proporționată. Cu amândouă am lucrat excelent. A fost foarte tare, mie mi-a plăcut foarte mult. Și sper să mai am parte de astfel de ședințe foto. De această dată, cele două finaliste intră pe mâna unui alt maestru foto, Radu Kindrich. Ceva mai detașate decât la prima ședință, Emma și Mădălina par să aibă oarece fantezii culinare. Tu mi-ai reușit atât? E, nu. Asta ai prăjit tu. Nu fie asta ești bani. Ai prăjit cumva niște cartofi? N-aș vrea. Nu-mi dai și mie? Eu chiar îmi doresc să ajung Next Top Model. Iar Emma e așa, o ia ca în joacă. Ce a zis modela despre mine, mă urește? E bine, e bine, ne jucăm un pic așa, foarte frumos. Așa, bă, ea se duce încet, încet jos. Nu, 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 nu. Emma, în primul rând, e fresh. Pozează foarte bine, se vede că are un viitor în față, dar mai trebuie să lucreze mult, mai are de lucrat și cu ea. Se plictisește repede. Și cred că dacă îi dai o bucățică de ciocolată, îți stă și 20 de ore în studio. Nu mă interesează Emma. Chiar nu e copilul meu, nu e nici mama, nici sormea, nici nimeni. Madalina se vede că are o experiență foarte mare în spate, se mișcă bine, pozează bine, arată foarte bine. Avantajul meu în fața Madalina ar fi vârsta și că sunt naturală, n-am silicone și n-am păr vopsit și nu știu ce operații. Na, sunt varianta naturală. Încearcă mânța mai stângă, mai îndoită din cot. Stânga. Are o bulină albă pentru felul în care știe să se lase fotografiată și o bulină neagră pentru felul în care se poartă în backstage. Nu este încă profesionistă, mai are. Toți trei, de fapt, mi-au lăudat în primul rând pe Mădălina. În ceea ce o privește pe Emma, mi-au spus același lucru. Este ca un copil răsfățat, căreia îi se ia o jucărie în momentul în care este certată. Deja am învățat multe lucruri din emisiunea asta și din ceea ce ne-a explicat Cătălin și cred că pot să fac un pas mare spre o carieră.
În frumosul Sibiu urmează un weekend aglomerat și efervescent, un veritabil regal al modei. Cei mai cunoscuți designeri din România ies la rampă cu noile colecții. Pentru Mădălina și Emma a decis Cătălin nici că se putea o provocare mai mare. Înainte de a pleca la Paris, fetele mai au așadar de trecut un hop important. Bună, fetelor! Bună! Bună! Ce surpriză! Să știți că vi l-am lăsat înapoi în concurs. Ia uite masa și vopsii. Dar masa. Mamă, Sara, ai slăbit. Astăzi e un moment special. L-am adus aici pentru că suntem înainte de marea finală. Ele două, dar și voi, pentru că trebuie să demonstrați că și voi sunteți niște manechine bune, veți intra într-un tur de forță de prezentări. Este promenada Fashion Weekend. Înainte de a merge totuși la prezentări, ca să vă relaxezi puțin, dar nu prea mult, o să mergem la shopping. Haideți să mergem, fetelor, haideți, haideți! Pentru a le mai domoli întrucâtva emoțiile, Cătălin le duce pe fete la shopping. Urmează un maraton fashion extrem de solicitant, spune Bode. Astfel că domnișoarele trebuie musai să-și încarce corespunzător bateriile. Doamne, Cătălin, ăsta numai de surprize se ține. Astăzi le-a adus pe fete, a adus-o pe Roxana, care o iubesc tare, a adus-o pe moldoveanca de Inga. Nu mă așteptam să văd pe Sara, Anca, Alexandra, Laura, toate au venit aici, lângă noi, să ne susțină și să intrăm în marile prezentări din această seară. Fetelor, gata? Ok. La prezentare că o să am cele mai înalte tocuri, cu niște platforme de tocuri extrem de înalte. Eu nu știu cum o să merg pe alea. Mie să nu cazi, să-mi rup picioarele pe acolo. Toată lumea mă așteaptă pe mine? Dacă am cea mai frumoasă rochie, e normal. Mâine la aici, da? Aici, da? Mâine la aici. Machiază-o puțin, băie, mă, acum. Machiază-o puțin. Hai, de repede, repede la Emma, da? La Emma, că ai tur de forță. Asta e, asta e lumea fashion-ului. 5 prezentări într-o singură oră. Și după asta, vrei ciocolată? Vrei ciocolată? Nu! Nu vrea ciocolată, nu vrea ciocolată. Deci eram, mamă, cea mai fericită. Deci te-ai descurcat bine, da? Da, da, da. Și nu m-am mai împiedicat, doar la început, până na. Dar nu s-a văzut, că mi-am ridicat rochia. Mamă, dar știi cum făcea publicul? Hai, Emma, bravo, Emma! Vezi, dacă te împiedici în asta, în absurd, o să o ridici și o lași numai în poză jos, da? Da, da. Dar că nu ieși acum. Pregătește-te pe treaptă. Îți spun eu că să ieși, dar stai acolo. Este cea din urmă defilare din cadrul competiției Next Top Model. Emma, Mădălina și fostele lor rivale parcă plutesc pe podium în colecția Black Diamond by Cătălin Botezatu. Designerul este extrem de mândru și deopotrivă emoționat observând imense progrese la ucenicele sale. Toate bune și frumoase și când am ajuns în capăt, nu știu ce s-a întâmplat cu rochia și mi-a ieșit un țân afară. Și eu nu mai știam cum să țin de rochie.
faptul că atâta televiziuni sunt prezente la acest eveniment este de notă că Next Top Model este un eveniment de masă. Fetele au fost aplaudate la scenă deschisă. Apariția Emei a fost spectaculoasă. Emisiunea Next Top Model by Cătălin Botezatu a devenit de bună seamă un fenomen. Toți cei prezenți doresc să facă poze cu Emma și Mădălina. Cele două finaliste au fost îndelung aplaudate de public. Vreme de mai bine de o oră, ele au dat non-stop autografe. Oameni de toate vârstele se înghesuiau să le salute și să-și încurajeze preferata. Ce să ai emoții, că am mai fost cu bluerul, deci nici nu o să simți. Doriți un loc la fereastră sau la coridor? Da, vă rog, fereastră. Ai mai zburat cu bluer? Da, da. Mergem la Paris, mergem la Paris, mergem la Paris. Locul dumneavoastră în avion este numărul 21D. Ora 7:50, poarta de îmbarcare numărul 2. Ok, ne mulțumim frumos. Ajungem la 10:30. Mm-hmm. Bună dimineața! Bună dimineața! Ce faceți? Bine! Aveți un stres? Nu! V-ați împrietenit? Dar da, n-am nicio problemă. Noi două nu. Aici nu se aplică aia cu cel mai deștept cedează. Nu cred că se întâmple în cazul nostru. Cred că e cea mai bună. Câștigă! Să vedem! Cele două aspirante la titlul de Next Top Model își iau acum zborul către Paris, locul unde își vor juca ultima carte în lupta pentru premiul cel mare. Ia să vedem, ciocolată găsim pe aici? Nu, mai fără ciocolată, Modă. Fără. Ți-e frică la eliminare? Îți dai seama că mi-e frică. Suntem în război. Nu neapărat război, dar acum cred că trebuie să dăm tot ce e mai bun. Dintre toate metropolele lumii, fruntașe la capitolul fashion, Parisul este de bună seamă reprezentativ, ba chiar legendar am putea spune când vine vorba despre modă, trend și o mega industrie destinată exclusiv frumosului și bunului gust. Cătălin Botezatu a decis că acesta va fi locul în care juriul Next Top Model își va spune ultimul cuvânt. Dizi de dimineață, Emma și Mădălina își încep aventura în Paris. Ziua se anunță plină de surprize. Prima oprire, un loc în care poți întâlni mai mereu modele internaționale de renume. Ați luat micul dejun? Da. Da. Dar n-ați mâncat, mă? Nu. Ce-ai mâncat? Pafrile de pâine cu șuncă și niște cereale. Am mâncat puțin, că se uita non-stop Liviu la mine. Nu mai mănânc liniștită. Nu cu Liviu, acum că tot timpul cu tine. Ne monitorizează. Iar surprize? Da, eu zic că o să fie o surpriză plăcută. A, deci nu ne chinui, da? Ia uite, ce scrie acolo? Major. Model. Management. Ce înseamnă major? Cea mai tare agenție este agenția cu care Next Top Model, cea care va fi Next Top Model, va lucra timp de 4 ani. Fetelor, sunteți la Major Paris, cea mai tare agenție de modele aproape din lume. Bonjour. Bonjour. Fetelor, je vais vous introduire Mateo, c'est le directeur de l'agence Major, la plus importante agence de modèles. Bien venu dans le monde. Et Liviu Enescu, nu mă băgați în seamă. Welcome to Paris. So, Paris is one of the main markets of modeling nowadays, and it is very important for a model to have an agency in Paris in order to get access to the best photographers and the best magazines. Also because the pictures you will have in your book shot in Paris, they're really, really valuable.
in the sense that clients in New York and clients in Milan will value your book much more if you have pictures taken in Paris. Ce m-a frapat foarte tare a fost faptul că, deși li s-a spus fetelor să vină pregătite ca pentru un casting, au fost câteva detalii izbitoare. Mădălina a venit cu o geantă, sincer să fiu, nu știu dacă era de la acel, la acea casă celebră de modă de genți, dar era o geantă anacronică cu momentul. Dacă alte genți nu vreau să port și astea îmi plac mie, ce să fac? Să nu mă mai duc la castinguri? Sau să-mi iau vreo sacoșă? Să scrie ce pe ea? Deci la casting nu vii cu o geantă de 1000 de euro. Chiar dacă e fake, nu contează, dacă are pare a fi de 1000 de euro, ci la un casting vii cu un săculeț, un rucsăcel, o chestie de genul ăsta. Punctul 2. Între cele două fete era o diferență de nivel, adică mai bine spus de înălțime, cam atâta. Cea care era oarecum în avantaj era clar Mădălina. Dar cu ajutorul Emei, dacă vă vine să credeți. Ia uite-te puțin pe aici, Ema. Ce vezi pe aici? Pe mine. Ia, dar nu știi cine e aici? Catrine. Catrine Lumenghie. Știi cine e asta? Olga. Ce mai avem pe aici? Ia uite, Laura, Sofia. Lena. Și? Mădălina. Uite, Mădălina. De fapt, nici nu puteam să-mi imaginez. Este too much, nu știu. În momentul ăsta o simt așa, e... M-au lovit prea multe lucruri frumoase deodată. Ce scrie acolo? Next Top Model, Mădălina și Ema. Ia uitați-vă ce sunt astea. Liviu, ce sunt astea? Bucurile voastre! Mădălina. Mulțumesc. Și Ema. Acum să arătăm puțin totuși... Wow! Aici e buzunarul pentru composite card, da? Da. Aveți... Din testele pe care le-ați făcut la București. Așa. Eu pot să câștig concursul ăsta pentru că am văzut și pozele și sunt foarte, foarte reușite. Și am încredere în mine și tot o să fie ok. Nu, mai vrem! Ok, surprizele nu se opresc aici, trebuie să plec, da. Că mai am multe de făcut. Liviu, împreună cu Mateo, v-au mai pregătit ceva astăzi. Veți merge la un coleg de-al meu, nu spun mai multe. Urvor, Mateo, abia întâi. Așante, abia întâi. La revedere, fetelor. Aveți grijă de Mateo, de Liviu. Sunteți între cea mai mare agenție din Paris. Major. Ok. Deci... The designer Kisogi Yame is going to have his show in July and he's already started preparing his collection. So now he will need like models to inspire him and don't start say too to... much. Don't say too okay. much. Don't okay. Okay, I need to keep a little bit of mystery. Deci, într-o jumătate de oră, in half hour we meet there. Okay? Okay. See you. Bye. Bye. Stinga. Da, de strada principală, desigur e bine. Păi sigur e pe aici. Hai. Înseamnă că o să ajungem la timp. Să sperăm. Păi ar fi chiar groaznic să întârziem la primul casting în Paris. Tu dai seama ce ne face și Liviu și Cătălin, dar până la aici ne face clientul. Ne oprim și noi la un ceiuț. O să zic că... A avut Ema poftă de o ciocolățică. Am zis ceiuț. Nimeni nu a spus că e tocmai simplu să deprinzi tainele Parisului în doar câteva ore. Și asta cu atât mai mult, cu cât fascinantul oraș îți scoate în cale ispite la tot pasul. Ați cam întârziat puțin, da? Și ați aflat pe hartă unde e 61 Rue de Pontiu? Aici. Nu e, aici e Champs-Élysées. E galeria de șans, este în fundul culoarului, da? Bucurile le aveți cu voi? Da. Sunteți întregi? Da. Da? Mergem? Hai. Sunteți pregătiți? Da. Christophe Guillaume,
Căut cuturier, da? Hai! Christophe Guillaume este una dintre revelațiile modei pariziene din ultimii ani. Faimos atât în Franța, cât și peste hotare, șarmantul designer îmbracă o mulțime de celebrități de pe tot mapamondul. Creațiile sale au făcut senzație pe covorul roșu la mai toate galele de film și fashion din lume. Invitat de onoare în mai multe versiuni Next Top Model produse în Franța, Italia și Statele Unite, acesta a dorit să le cunoască și pe finalistele Next Top Model România. Hello! Christophe. Hi! How are you today? Hi. I want nice to introduce to you, you the girls. Hello, girls. The what's finalist your name? Of Emma. Next Top Emma. Model Hello. By Cătălin Botezat. Hello, what's your name? Madalina. Okay, nice to meet you. Christophe nice Guillaume, French you. Designer. So if you want, you can sit there on the couch. Thank you. So you are here to just like present your pictures and maybe we can try some dresses. Mm-hmm. Yes. So first, who will be first? Emma, you want to start? Okay, thank you. So how tall are you? Oh, I'm 74. This is your first shooting? No. No? How long are you doing this business, in this industry? I don't know. Uh-huh. You speak quite English or just a little bit? No? No, you have to improve English, you know? Yeah. Everybody is speaking English in this industry. Do you know your bust measurement? The bust? Maybe it's written here, no? So do you want to try on something? Yes. Yeah? So if you want to choose. No, I will choose for you. Sorry. Okay. Christophe mi se port așa amabil, prietenos, îmbăreț. Ne-a zis despre poze, ce a plăcut, ce nu i-a plăcut. Okay, so now Madalina, I'm going to look at yours if you want. Your pictures. So how long are you in this business actually? Let's say I started now in the contest. Yeah, right now? Oh, okay. Mm. So you look really tall, no? 77. Ah, because you have heels. Mm-hmm. Can I ask you one question? Please. What's your age? My? Age. How old are you? 25. It's a little bit late to start in this business, you know? I know. I prefer to tell you. But your pictures are really nice. So do you have another job or just want to start in modeling? I want to start in modeling, but in the same time in my country I have a coffee shop. Ah, okay. Nu știu dacă trebuie neapărat să-i spună designerului care ia o cafenea în București. Asta chiar mi s-a părut bun. O știm noi, o știu telespectatorii, o știe toată România. Dar nu știu dacă trebuie să o știe designer, pentru că în momentul în care îi spui unui designer, nu, n-am mai făcut modeling, dar am și o cafenea în România, ăla își pune întrebarea, dar oare ce cauți aici? You can walk this way? Okay, great. Okay, now you look perfect. You missed 1 or 2 centimeters for a catwalk. For pictures it's like perfect, no problem. But really, for the runway girls are not the same for that the girls who are only taking pictures. It's really like two different jobs. But you are new in this business, so you need to learn and improve. Emma a apărut din cabina de probă cu o floare în păr. Când ești în fața unui designer de talie aceasta, nu faci astfel de gafe. Când m-am îmbrăcat în rochea neagră și aveam și floricica, dacă nu-i plăcea sau îl deranja cu ceva, îmi spunea să dau jos. În moment ce nu mi-a zis nimic, înseamnă că nu l-ar deranja sau n-a observat. You have a perfect body, nothing to say. Mm-hmm. But for fashion, really, I don't know for fashion. Because it's only your age and also because you look really 80s, which is not so popular actually in the markets. Mm-hmm. It's like it was like 3-4 years back. But now actually we are moving to something like really fresh face and so but this market is changing so fast, so we can never say that right now it's not okay, but within 2 months we don't know what happens, so but that's right. Okay. Thank you. A fost un casting amestecat cu o mică lecție despre ceea ce înseamnă a fi manechin la Paris și poate chiar
o lecție dură fiecarei, aplicată fiecarei fete, în sensul în care li s-a spus în față de către un om care le-a văzut absolut pentru prima oară, nici măcar în fotografii nu le văzuse Christophe, le-a spus în față ce crede despre el. So I wish you also a lot of success. Thank and nice to meet you too, girls. So thank you for coming. Thank you. Christophe, thank you very much. Thank you. Thank you very much. Thank you, girls. Bye. And the best will win anyway. And anyway, it's like even if you don't win, we never know what happens next. I love Paris in the springtime. I love Paris in the fall. I love Paris in the winter when it drizzles. I love Paris in the summer when it sizzles. Liviu Ionescu a fost încă de la bun început cel mai critic și temut membru al jurului. Și nici de această dată nu se dezice. Nemulțumit de prestația celor două finaliste, el convoacă o ședință ad hoc. Problema e că până la urmă modeling-ul este o afacere. V-am spus și la început de când ați venit la primul casting că nu este un hobby sau cine crede că este un hobby nu poate să rămână mai mult decât un model. Numai că vrem să devenim top model. Iar eu cu atât mai mult vreau să găsesc un top model care să facă și bani, pentru că modelingul este o afacere. Voi ați observat ce diferență de înălțime între voi în momentul ăsta? Deci are niște tocuri de 12, iar tu ai niște cipici. Da. Și cum ți s-a părut? Deci m-am uitat puțin la Mateo în momentul în care ați intrat în agenție, era ca un fel de David cu Goliat. De asemenea, ești prea copiloroasă. Dar nu neapărat la modul la care suntem inocenți și putem trece cu vederea. Pentru că, repet, suntem într-un business. La Mădălina apreciez foarte mult voința ei, ambiția, faptul că își dorește foarte mult. Poate chiar mai mult decât tine, Emma? Oare? Te întreb. E o întrebare asta. Asta nu știu. Și eu îmi doresc foarte mult, că dacă nu observați. Vreau să știu dacă tu, de exemplu, ai putea să faci eforturi și să-ți mai stompezi poate chiar bustul. Să-mi micșorez sănii? Da. Probabil că dacă aș prinde vreun job și ar fi bine plătit... Păi, dar n-ai reușit să ajungi să faci jobul dacă nu ai fi făcut deja gestul. Eu cred că pot să lucrez și cu implanturi. A, chiar dacă eu, agentul, îți spun că ar fi bine de micșorat, tu continui să zici că nu vrei. Sau nu că nu vrei, că ai putea să lucrezi. Nu știu, adică e foarte dificil. Ai început să o imiți pe Emma. Nu o imit pe Emma, dar e... Așa cum mi le-am pus, poți să mi le și scot, nu? Sau să le micșorezi, nu știu. Bun. Aș vrea să vă pun o ultimă întrebare, înainte să plecăm de aici, de la Notre Dame. Și vreau să-mi răspundeți foarte răspicat, ca să zic așa, ori albă, ori neagră. Vreți să fiți Next Top Model? Da. Da. Vrem să fim Next Top. Nu, vrei să fii. Vreau să fii. Nu, amândouă nu puteți fi. Tu vrei? Da. Vreau. Sunteți hotărâte, da? Da. Bine, haideți să mergem atunci. Parisul emană o fascinație cu totul și cu totul aparte. Irezistibil și romantic, senzual și plin de poezie, orașul luminii îți induce necontenit frenezie și poftă de viață. Ok, fetelor, pentru că toți suntem la Paris și pentru că până acum, cu bune, cu rele, a fost un show extraordinar, iar voi două v-ați remarcat. Uneori e... dar uneori bine. Și atunci, pentru că a fost și foarte mult bine, ați muncit foarte mult, există și o recompensă. Pentru că suntem la Paris, unde puteam merge în altă parte decât la Lido, cel mai tare cabaret din lume. Așa că, în seara asta, v-am îmbrăcat așa frumos, pentru că, deși ați crezut că, cine știe la ce încercă, vă mai... Cine știe ce provocări mai avem. Nu sunt provocări, este o provocare pe care Parisul ne-o face nouă cu cel mai frumos cabaret, Lido. Haideți, fetelor! No!
Premiantele lui Bote au parte de o seară plină de răsfăț. Emma și Mădălina primesc în dar suveniruri care să le amintească mai apoi de vestitul cabaret parizian Lido. Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue. Le fille de Next Top Model. Le finaliste de Next Top Model. Bienvenue Lido, alors, à Paris. Merci. Oficialii vestitului cabaret s-au arătat extrem de încântați să găzduiască în această seară echipa Next Top Model și să le ofere o primire fastoasă în zona VIP. Fantastic de frumos! Aș veni aici în fiecare seară. Dacă s-ar putea, m-aș muta la Paris. Și dacă s-ar putea, aș veni și la prânz. Și dis de dimineață. Mi se pare un loc fantastic de frumos, unde mă simt bine și unde sper să revin cu mare drag cât de curând posibil. Hai să vorbim puțin de momentele frumoase sau mai puțin frumoase pe care le-ați avut în tot show-ul ăsta. Au fost 11 episoade. Care au fost cele mai frumoase momente? Momente frumoase? Toate au fost, de la bun început. Emma, care au fost cele mai frumoase momente? Păi au fost mai multe, dar au fost și neplăcute, deci... Care sunt alea neplăcute? Una dintre cele mai neplăcute a fost incidentul cu Lucia și shooting-ul acela la Casino Palace. Shooting-ul ăla? Care nu m-am simțit eu bine. Trebuie să te înveți cu astfel de... Pentru că oricând poți fi solicitată pentru un photoshoot în care se pozezi goală și trebuie să fii extrem de dezinvoltă, pentru că goliciunea, nuditatea, înseamnă artă. Trebuie să înveți asta. Și am avut un moment nu neplăcut neapărat. Nu mă așteptam de la bun început să pozez nud la grădina botanică cu pitonul. Pentru mine a fost un mare șoc. Dar nu neplăcut. Dar în Finlanda? De Finlanda, Doamne! Ce să zic, că nu mai știu. Nu prea mi-aduc aminte, nu știu ce să zic. Da. Bă. Și acum, așa, la final, o concluzie? În primul rând că suntem foarte norocoase și că... Nu credeam că o să fiu cu tine în final. Mădălina, la început, mi se părea așa... fițoasă, cu Lucia, cu tot și nu cream că o să stea atât de mult în concurs. Și, na, până la urmă a reușit să evadeze din cum era și să devină model cât de cât. Adică, na, este altfel. Și pozează și bine și a rămas până în finale. De-aia nu m-am așteptat, pentru că la început nu era deloc așa. Dar cu cine credeai, Emma, că o să intru? Nu știu, dar eu nu credeam că o să intru eu, deci... De ce? Păi nu știu, mă gândeam și la bune și la rele, adică nu ziceam eu că... Ia zi, ori de câte ori te lăsam așa ultima, te gândeai, ah, mă elimină. Da! Și dacă până de curând fetele l-au cunoscut pe Bote în postura de profesor exigent, pretențios și nu de puține ori extrem de dur cu ele, în această seară Mădălina și Emma descoperă o altă latura sa, una ceva mai degajată. Cătălin Țăracu... a dansat pe vârfuri. Eu, fiind atât de înaltă, cum? Ce să-i fac? Cum să dansez? Am încercat și eu să dansez și să iasă totul bine, dar... Bineînțeles, am făcut și o piruetă, mi-a ieșit un sân afară. Era alături, lângă noi, o masă, iar doamnele de acolo toate, vai, am văzut sânul, deci eram toată, nu știam cum să-i zic lui Cătălin, te rog frumos, hai să plecăm de pe șină, că nu mai pot. O seară în cel mai faimos cabaret din lume.
Splendidul Lido este, precum spune și titulatura show-ului care rulează zilnic de mai bine de 7 ani, o veritabilă oază de fericire. O explozie de culoare, eleganță, lux și rafinament pur parizian. Fetele Next Top Model aflate pentru prima dată aici sunt de-a dreptul vrăjite de senzaționalul spectacol. Ceea ce îmi doream. Vroiam să văd un spectacol. Vroiam să iau o cină, să zicem romantic așa, cu Emma și cu Cătălin. Frumos, exact ceea ce mi-am dorit. Cătălin a avut o idee extraordinară să ne aducă aici. Tematica diafanului show este în fapt aventura unei femei înaripate, care cutreieră lumea în căutarea fericirii. Pornind de la acest leitmotiv, spectatorului îi se înfățișează feric o varietate de povești și emoții transpuse în dans, cântec, acrobații, decoruri și costumații senzaționale. Emma și Mădălina devin tot mai captivate de povestea eroinei, regăsindu-se oarecum în istoria frumoasei, dornice să cucerească lumea. De relaxare, puțină distracție, pentru că sigur, sigur, sigur mâine va urma ceva greu. What good is sitting alone in your room? Come hear the music play. Life is a cabaret, old chum. Într-o singură seară, protagoniștii show-ului de la Lido schimbă numai puțin de 600 de costume. Desfășurarea de forțe întrece orice așteptare. Spectacolul Bonheur este cel de-al 26-lea pus în scenă de la deschiderea cabaretului în anul 1946. În fiecare zi de mai bine de 60 de ani, magnificele reprezentații se joacă cu sala plină și sunt mereu întâmpinate și răsplătite cu ropote de aplauze. Lido este așadar un incontestabil simbol parizian. Come on, girls. Hi, hello. Bonsoir. Elles sont les finalistes de Next Top Model. Finalistele Next Top Model sunt protagonistele unei premiere la Lido. Echipa emisiunii a primit invitația de a pătrunde în culise pentru a realiza o ședință foto alături de dansatorii show-ului. Next Top Model, Paris, Lido. Ok, fetelor, acestea fiind spuse, seara la Lido, pe Champs-Élysées, se termină, pentru că bonheur, c'est bonheur, Lido, c'est Lido, Paris, c'est Paris, dar mâine avem o nouă zi de muncă, pentru că Next Top Model, by Cătălin Botezatu, se află pe ultima 100 de metri. După o noapte de neuitat, Mădăline și Emei li se aruncă din nou mănușa. Urmează o ședință foto și nu una oarecare, ci una în pur stil parizian la vestita catedrală Sacré-Cœur. De această dată, fetele vor beneficia și de ajutorul unor modele masculine. Bonjour. Hello, hello, bonjour. Bună. Bună, fetelor. Bună, Cătălin. Gabi, ce faci? Ți l-am adus. Pregătiți?
Fetelor, suntem la Sacré-Cœur, cel mai înalt punct, să spunem, al Parisului, dar nu în ultimul rând, una dintre cele mai frumoase biserici, catedrale din lume. Bat clopotele, vedeți ce frumos. Gabi va face astăzi cu voi un shooting photo. Marea finală. Marea finală. V-am adus și doi băieți, Iulian și Pit, care vă vor ajuta, uite ce frumos s-au îmbrăcat. Vă vor ajuta să faceți un shooting photo și nu unul oarecare, pentru că veți lua un picnic aici la Sacré-Cœur. Ce poate fi mai romantic decât să vezi Sacré-Cœur și Parisul. Parisul e la picioarele voastre, fetelor, și la primul și la figurat. Deci de acum încolo gândiți-vă că sunteți niște manechine care puteți avea lumea la picioare. Deocamdată aveți într-un shooting photo alături de Gabi Hennessy, Parisul la picioare, Sacré-Cœur sus, panorama jos, băieți frumoși, eleganți, îmbrăcați de ego, șampanie, da? Gata, haide, okay. Să facem, să mergem. Hai pentru okay. Primul cadru. Băieți, deci, și am uitat să spun ceva, deci vom face așa. Cine începe? Da, va poza cu Madalina, Iulian va poza cu deci trece acolo Pit. Șoricel cu șoricioaica, dorobanți cu dorobanți. Da? Acestea sunt cuplurile. Vom vedea mai departe ce se întâmplă, da? O să începem cu Madalina și cu Pit, da? Ok. Hai. Ok. Hai frumos. Let's go. Deja am început să mă recunoască lumea. Mi-e așa un sentiment de bucurie, încă eu nu m-am obișnuit. Nu știu cât de, să zic, celebră voi fi, dar e un sentiment tare plăcut cu care nu m-am întâlnit până acum. E frumos să mergi chiar și prin Paris și să fii recunoscută. Mi se pare, wow, nu știu, e așa un sentiment tare plăcut. Puțin fură la aparat. Asta e. Provocator. Atitudine. Madalina a fost o fată care prima dată la casting arăta ca o piții, cum spun toți, care în cel mai bun caz o vedeam eu într-o revistă pentru bărbați. Și nici măcar acolo. Astăzi, după cele 3 luni de lucru cu ele, putem să zicem că Madalina poate să facă și fashion. Ea a evoluat și din punct de vedere fizic, dar și mental, ca să zic. A înțeles că trebuie să slăbească, s-a rafinat foarte mult. Așa, ok. Bun. Deci de sus se vede foarte frumos Paris, îmi place, m-am îndrăgostit de Franța, ce să mai zic, m-am îndrăgostit de Paris, îmi place la maxim. N-am mai fost, e pentru prima oară când vin aici, îmi place foarte mult. Hennessy, da. Cum vrei să vezi așa? Încolo, da. Vedem încolo. O să facem și în picioare și o să facem și unul lângă altul, așa culcat, adică culcat pe scară. Hai! Iulian, mai ostentativ paharele ca să văd că ai venit la un picnic, să le văd, știi? Ce te deranjează? Aia? Nu, aruncă, e frig și bate vântul. Ți-e frig? Și mă dezechilibrez, dar e ok. Adică te ia vântul? Dacă am slăbit. Asta a fost tare. Hai. Concentrare puțin. Hai, mai strong la față, da, Emma? Așa. 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 Îi acoperi fața. Iulian, vino mai încoace cu fața. Așa. Ok, asta-i. Bun. Perfect. Așa, tata. Emma a început ca o fată foarte frumoasă, dar atât. O fată care are un zâmbet special, o fată care cucerește pe oricine, la orice vârstă, e genul ăla de frumusețe universală pe care îi place tuturor. Și încet, încet a reușit să înflorească din ea modela din fata frumoasă. Pentru că e foarte important ca fetele frumoase înțeleagă că nu numai fiind fete frumoase merge, trebuie să înțeleagă cum să pozeze, ce atitudine să aibă. Și eu zic că Emma deja a ajuns acolo.
Luați tot ce înseamnă accesorii. Ia geaca. Fetelor, rămâneți. Ok. Pentru că toți suntem aici, luați și paharele. Aș vrea să pozați, luați și paharele. Aș vrea să pozați împreună. Ce înseamnă împreună? Atitudine, dar în același timp vreau să văd rivalitatea. Acolo. Hai, acolo. Da, deci ușoară agresivitate, rivalitate. Da. Hai, 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 mă, ți-a fric rău? Hai. Hai. Rivalitate. Mie nu prea mi-a părut așa că suntem rivale, mai ales că pe mine mă bufnea râsul că mă uitam la șoricel. Și mi s-a părut mai mult un shooting haios. Noi nu suntem rivale la modul că vai ce ne urăm, chiar suntem, ne înțelegem bine și ne-am împrietenit. Dar acum Cătălin și sau Liviu vor decide care va fi cea mai bună dintre noi. Sugestiv l-am adus aici pentru că vreau să le dau senzația pentru acum la sfârșit că pot avea lumea fashionului din Paris la picioare. Asta înseamnă foarte mult pentru ele, înseamnă foarte mult și pentru mine, dar pentru mine încep așa să am o piatră în inimă pentru că de una din ele mă voi despărți. Am aceeași senzație ca și la Burlacu, numai că atunci le iubeam altfel, acum le iubesc ca pe niște manechine profesioniste, ca pe niște fete cu care voi lucra de acum încolo, le iubesc ca pe niște fete care sunt sigur că ne vor reprezenta peste hotare, vor reprezenta România cu succes, vor face o figură frumoasă și de care voi spune, așa cum spun despre Catinel sau Elena Băguci, sunt mândru de ele că sunt românce și au început cu mine. Eu am venit de la operă și n-am venit cu mâinile goale. Acestea sunt niște poante. Pentru că suntem la Paris, pentru că suntem în Place de la Concorde, cu atâta istorie în spate, Tour Eiffel, obeliscul adus de Napoleon, tocmai știți de unde l-au adus pe ăsta? Ați pozat și voi acolo. Din Egipt, de la templul? Karnak. Exact. De acolo a fost furat, sau mai bine spus, a fost luat trofeu de război. Ei bine, astăzi, tot cu Gabi Hennessy, pentru că vă aduceți aminte când ați făcut acel teach la Brașov? Da. V-am spus că vă va folosi? Ei bine, în această piață superbă, celebră pentru toată lumea și iar pentru Paris emblematică, veți avea un shoot foto și în rochii de balerine, lăsând la o parte faptul că Black Swan este pe trend ca și film, da? Deci, ce ați învățat acolo, atitudinea de acolo, o veți transforma astăzi într-o poză fashion extraordinară. Bineînțeles că cu ajutorul lui Gabi Hennessy. Nu-i așa, Gabi? Perfect, da. Unde vrei? Vor fi aici sus, uh-huh. Eu voi fi pe partea aceea, uh-huh. Și o să vedem în spate obeliscul și turnul Eiffel. Ok. Ok? Ok. Perfect. Hai să-i punem poantele. Pentru Emma, experiența în rolul de lebădă neagră este una cel puțin traumatizantă. Știi ce se întâmplă? Are o problemă. Asta este... E în pantă. E în pantă. Poate ții. Tu ce nu spui? Știi că nu mi-am dat. Bună dimineața. Bine, crezi că am fost la balet? A fost complicat pentru că mă dureau rău de tot degetele și m-am ridicat de foarte multe ori pe vârfuri. Nu mai suportam. Hai, 2, 3 și... Așa, foarte hai, bine. Că e foarte... Păi da, rămâi mai mult? Păi, să fac mai multe când pot. Hai, hai. Stai, domnișoara, fac câte vreau eu.
acum așa că faci mai multe. Emma a avut un moment de neprofesionalism, ca să zic așa, în care mi-a zis mie că hai, trage mai repede sau trage mai multe dintr-o singură dată. Dacă Emma facea chestia asta în fața oricare alt fotograf, în timpul unei ședințe foto pentru o revistă, Emma nu mai apare în revistă. Adică în momentul ăla se cam încheia situația. M-am dezechilibrat, era foarte greu să mă ridic iar și iar pe poante, iar pe vârfuri. A fost greu și fric și mă și dezechilibram și tremuram și bătea și vântul. Greu. Fetele trebuie să înțeleagă, niciodată nu spui fotografului cum să-ți facă treabă. Chiar dacă ea va întâlni tot felul de fotografi. Unii lucrează mai încet, chiar surpriza pentru ea va fi că eu lucrez destul de repede. Sunt cunoscut ca un fotograf care lucrează foarte repede. Sunt fotografii, alți colegi care stau ore întregi să facă un cadru. Și fiecare are ritmul lui și trebuie respectat. Haide, Mădălina, davai! Ok, ai grijă cu capul, eu sunt foarte jos, da? Să nu te duci foarte sus, că văd decât de desubt. Deci da? Capul este să te duci puțin către el. Mâinile, cum te-am învățat? Așa. Hai, puțin mai rotunjite mâinile, mai... Așa. La mine a fost o mică problemă, pentru că poantele erau, cred că, cu 3 numere mai mici, nu știu, am 40. Nu știu dacă se fac poante numărul 40. Și mi-a fost destul de dificil să... pot să îmi iau o poziție și să am atitudine. Mădălina a fost, din punct de vedere disciplinar, mai bine. Nu prea a avut, astăzi le-a lipsit un pic de... la față. Parcă a posat tot timpul la fel. Cred că și are, în momentul de față, are foarte multe în cap. Modelele, de obicei, când ajung pe set, trebuie să uite problemele, anxietate, orice au ele în ele, ca să iasă ceva. Ok. Ok, l-avem? Da. Hai să ne mutăm. Hai, vine încoace. Lasă-te de vine. Uite, mă îmbrăț. Sunt grea. Ok. Hai să facem acolo, nu? Acolo, cu ea stătăm. Ok. La pântân, nu? La aia, nu? Este ultima ședință foto din cadrul competiției Next Top Model. În ciuda condițiilor vitrege, atât Emma cât și Mădălina se străduiesc să ofere camerei tot ce au mai bun. Doar un pas le mai desparte acum de decizia finală. Cred că decorul le-a emoționat foarte tare și pe fete, dar și pe mine. Și tocmai de aceea cred că acest shoot foto, ultimul shooting foto, are o greutate aparte pentru noi toți și cred că are și o încărcătură mare emoțională. Fetelor nu le-a fost ușor, pentru că Mădălina a pozat cu niște poante foarte mici și aproape imposibil de purtat, dar a fost ok. Emma, ca de obicei, răsfățată, dar aș putea spune niște lebede speciale. Doamna Zina spunea uneori, atunci când le iubea pe fetele ei, și le spunea lebăduțele mele. Ei bine, astăzi pot spune lebedele mele, fetele mele cele mai frumoase, care au ajuns aici în finală, cu care mă mândresc și pe care le iubesc. Mă, da? Da? Hai să-mi dai, te rog, un șpric, cum am plac și vreau să-mi pun o rochiță și nu să nu mă iric. Bineînțeles că am. Ia uite ce am aici. Ce-i asta? Rexona. Rexona cu aloe vera. Când l-am descoperit am zis, wow, ăsta este singurul deodorant pe care vreau să-l folosesc. Cu aloe vera? Da, și 0% alcool. Ah, super. Nu o să te iriți, nu o să ai nicio problemă, rochița nu va fi pătată. Nu pătează nici rochia? Nu. Ia du-te și încearcă să vezi. Hai că mă duc. Mersi. Tremurând de emoție și totodată plină de speranță, Emma și Mădălina se înfățișează acum pentru ultima oară juriului Next Top Model. Doar câteva minute le mai despart acum de mult așteptatul verdict. Bonjour, mademoiselle. Iată-ne în ultimul minut al Next Top Model by Cătălin Botezatu. Și unde putea să se întâmple asta decât la Paris? La Paris, pe Sena, pe podurile Senei, Louvre în spate, Saint-Germain,
Muzeul d'Orsay și lista continuă. Este un moment extraordinar pentru noi toți. Aș vrea să aducem aminte puțin de cele 12 fete. Mi-aduc aminte cu plăcere de Anca. Are 18 ani, mult prea copilă. Are șanse dacă va lucra mai mult. Apoi Diana, spadasina, olteancă, puternică, dar mersul ei, indiferent ce aș fi făcut, nu puteam, n-aș fi putut să scot din ea un top model. Deci Diana, îmi pare rău. Mai departe Sara, dornică, cu multă voință, dar cu parcă prea multă atitudine. Are tot timpul să învețe. Adela, un personaj extrem de controversat. Nu prea ați iubit-o voi, nici celelalte fete, dar încerca tot timpul să fie lideră. Nu i-aș da prea multe șanse în lumea modelului, dar pot încerca. Lucia și Inga, ei bine, Lucia, n-am eliminat-o neapărat pentru că s-a bătut cu tine, Emma. Nu, astea sunt copilării, adevărat că a folosit un limbaj vulgar, dar și tu ai fost rea. Lucia este acea femeie femme fatale. Nu putea fi un model. Inga, niciodată să nu spui îmi pare rău că-s moldoviancă. Nu. Niciodată să nu uiți de unde ai plecat. Niciodată să nu îți renegi originea. Pentru că moldovenii de peste Prut sunt niște oameni adevărați. Nu trebuie să spui asta. Nu uita, Inga, ești o fată extraordinară. Poți merge mai departe și cu siguranță, Liviu, aici de față îți va da mult de lucru. Otilia, poate prea sensibilă. O fată extraordinar de frumoasă cu niște ochi superbi. Va rămâne pentru noi toți, pentru publicul întreg din România, fata cu cei mai frumoși ochi. Dar, din păcate, puțin instabilă, mult prea sensibilă, cum spuneam mai devreme. Alexandra, mă întrebai când a ieșit din concurs, de ce eu, de ce am ieșit? Pentru că ai multe de învățat, pentru că știi să pozezi doar într-un singur fel, fashion. Pentru că, deși Gabi Hennessy tot timpul spunea, învață să nu te faci mică, învață să pozezi în toate felurile, mai ai de învățat, de aceea ai ieșit. Laura, la fel. Aceeași atitudine, aceeași stil de a poza. Foarte bună, Liviu, sunt sigur că vei lucra cu ea. Roxana, o fată frumoasă, o femeie frumoasă, extraordinar de frumoasă, cu niște ochi la fel de frumoși, dar, din păcate, Roxana, și acum, în ultimul moment, îți spun, mult prea preocupată de soțul tău, de familie, ceea ce nu-i rău. Dar trebuie să înțelegeți, fetelor, că în această lume, soțul, prietenul, iubitul, amantul sunt foarte importanți, dar sunt pe locul 2. Din păcate. Atât Emma, cât și Modelina vor rămâne mult timp în sufletul meu, dar și celelalte 10 fete. Și vă pot demonstra asta cu această fotografie. Veți fi în continuare, poate până la ultimul sezon. Asta nu se știe niciodată. Pentru moment, toate sunteți aici. Am ajuns la voi două. Șoricel și Pisi, nu? Deci joaca de a șoarecele și pisica. Ei bine, uite că s-a adeverit și în viața de zi cu zi. Sunteți două fete superbe. Ați rămas nu întâmplător aici, ci pentru că chiar ați meritat. Transformarea voastră este extraordinară. Ați învățat să pozați, ați învățat să mergeți. Sper să fac o părere bună. Mezina competiției, Emma, a avut un parcurs plin de suișuri și coborâșuri. Dornică de afirmare, luptătoare și extrem de încăpățânată, ea s-a maturizat vizibil de la un episod la altul. O experiență de neuitat, cu oameni diferiți, cu fete diferite, cu foarte, foarte frumos. Am călătorit în 4 țări, am avut shooting-uri, prezentări, cele mai ciudate, nici prin cap nu-mi treceau că o să facem așa ceva. Am avut foarte multe de învățat. Lucia spunea, ia uite, dragă, buturuga mică o să răstoarne carul mare. Ai ajuns în final. Fetele care probabil nu li s-au dat șanse. Nu ți s-a dat nicio șansă la început. A spus, Mădălina e o fată fițoasă, de dorobanți, cu fițe, nu o să ajungă. Nu te-ai transformat. De la fata aceea de dorobanți în fițe și figure, ai devenit o profesionistă. Ai lăsat la o parte toate fițele și figurile și ai încercat să fii exact ca un manechin profesionist. Ai suportat cu stoicism orice probă la care te-am supus. Deși te-am făcut să plângi în continuu, mi-a plăcut de tine că ești o luptătoare. Bravo! Amintiri plăcute am în fiecare episod. Poate momente haioase de la shooting, de la prezentări, când mai leșinam, când, nu știu, mă mai împiedicam. Au fost o grămadă de momente frumoase.
Frumoasa Mădălina a purtat încă de la bun început emblema domnișoarei cochete și fițoase de dorobanți. În ciuda tuturor celor care au criticat-o de-a lungul vremii, ea a reușit să se ridice prin muncă și determinare mai presus de așteptări, dezvăluind treptat celor din jurul o altă ipostază și un potențial mascat până de ună zi de imaginea sa controversată. Înainte de a da această poză juriului, aș vrea să-l prezint. Începem cu Olga Calpajiu, top model internațional, ați văzut-o la început, o vedeți și la final, ea lucrează la Paris, ea stă la Paris. Apoi Gabi Hennessy ne-a suportat atâtea shooting-uri foto, și pe mine, și pe voi, și pe noi, pe toată lumea. Unul meu prieten, Laurent Ture, care el aici în spate, undeva la Carusel de Louvre, are în fiecare an, de două ori pe an, săptămâna modei Haute Coiffure, cea mai importantă, și el este în top 10 coafiori ai lumii. Îi mulțumim, Laurent Ture. Mersi. Mirela Vescan, ce pot să mai spun? Este mai mult decât prietena mea, înseamnă familia mea. Ei toți înseamnă familia mea. Liviu Ionescu. Ne cunoaștem de atâția ani. Am început ca modele, aveam 18 ani amândoi. El a ajuns șeful cele mai mari agenții. Eu un bun designer. Dar avem și niște poze, niște fotografii pe care Gabi le-a făcut aici la Paris, în niște locuri superbe. Am început cu Sacré-Cœur, o poză bună pentru Mădălina. Ai reușit, ce ai reușit și în ultimele emisiuni, este că ai reușit să treci din a fi o fată care lucrează numai pentru reviste de bărbați și ai intrat foarte mult în zona de editorial, așa că e foarte bine. Mulțumesc frumos! I like very much your body language on this picture. Long legs. Très bien, Madalina. J'aime beaucoup te coiffer. T'es vraiment une fat forte. T'es très, 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 très jolie. Et, merci. T'es superbe. Et bien sûr qu'elle est bien coiffée, hein? Et bien coiffée, c'est magnifique. Bien maquée. Ești foarte bine fardată, însă... ai reușit în fotografia asta să ai o atitudine aristocrată de model în Paris care încearcă să simtă luxul. E o fotografie foarte bună și se vede, ai și atitudine. E pariziană? De parizian. Nu, e clar că a câștigat experiență, e un lucru care se poate spune despre amândouă, însă nu mă pot abține să nu zic că Mădălina este la shooting-uri mai docilă decât Emma. Nu e așa, Gabi? Este. Ei sunt răi, astăzi eu nu pot să fiu rău pentru că m-am atașat atât de tare de voi încât nu pot să fiu rău. Dăm poza înapoi, hai, lasă. Următoarea fotografie este a Emei, tot la Sacré-Cœur. E o poză frumoasă, ești romantică. Guys, I see a very nice story between you two. I can read the love and romance in Paris. Da, sunt de acord. Voi doi ați reușit să aveți o fotografie împreună. Și nu e un lucru ușor să răiasă o poveste între voi. Mai ai mult până să atingi maturitatea artistică și profesională, însă ești pe drumul bun. Nu mă așteptam la tine să pozezi așa lângă un băiat și să ai aerul acesta de divă. Știu că e greu. S-a descurcat bine, dar poate mai mult de atât. E bine, în Place de la Concord, în spate cu acele fântâni minunate, cu obeliscul și nu în ultimul rând cu Tour Eiffel, ați avut parte de un shooting foto în care ați pus în practică ce ați învățat la Brașov, dar nu în ultimul rând ați devenit două superbe balerine. Black Swan and White Swan. Very nice attitude, Emma. Really nice. And on this picture, I like your neck. Looks really long. And still you have a lot of jewelry here, but you made it very nice. Da, Mădălina arată foarte elegantă. Mai ales că ei nu intrau bine poantele în picioare și a încercat din răsputeri să facă o poză profi, deși poantele nu intrau în picioare, nu? Și cu Emma, chiar dacă știu că această fotografie a durât la propriu și la figurat, a meritat. C'est très, très bien. J'ai rien d'autre à dire. Mădălina, ești îmbrăcată în balerină, dai atitudine de model și ai luat lecții de balet. Deci aici pozezi ca la fashion. Emma are atitudine de balerină, mă rog, ușor nereușită. Ei bine, atât la Sacré-Cœur, cât și aici am ținut să faceți poze împreună. Am ales-o pe asta, pentru că aici nu mai este competiție, este o chestie de grație. O chestie în care, lăsând la o parte orice, sunteți două modele profesioniste. Sunteți frumoase, știți să pozați împreună. Mulțumim frumos!
momentul greu a sosit. O să vă rog, ca de obicei, să vă luați cavalerii pentru câteva minute, să ne lăsați câteva minute, să luăm cea mai grea decizie de până acum. Cine va fi Next Top Model by Cătălin Botezatu al României? Cine va primi 50.000 de euro oferiți de domnul aici de față, agenția Emera? Cine va merge mai departe alături de agenția Emera și Major în toată lumea? Mulțumesc frumos! E foarte greu acum să hotărâm cine, ce, cum. Mădălina a evoluat fantastic. Nici nu-ți vine să crezi că e ea. Discuția este clar, trebuie să înceapă din prisma faptului că cea care câștigă trebuie să fim convinși, siguri, că poate să ducă la bun sfârșit un contract de 4 ani și să facă 50.000 de euro. Într-adevăr, Emma este poate prea copil, dar în același timp... Eu nu prea aș vrea să îi găsim circunstanțe Emei în sensul acesta cu... E copil. În schimb, Mădălina este mult mai mult în lumea reală decât Emma. Nu v-am povestit, am avut o discuție și la Notre Dame, în fața catedralei, cu amândouă. De exemplu, Mădălinei, am întrebat-o dacă ar putea face eforturi să-și micșoreze sânii. A fost evazivă. Iar Emma, am întrebat-o dacă va putea face eforturi în ceea ce privește școala. În viață trebuie să știi să faci și alegeri, să iei decizia corectă și să alegi. Asta e ce am avut deci de spus. Deci am înțeles? Suntem de acord? Tu? Da. It's not always important who is the winner. You already been in this show, you did a great experience, so you're already on the way to be a model and to make your dreams come true. În doar câteva clipe vom afla cine este următorul top model al României, câștigătoarea marelui premiu în valoare de 50.000 de euro, oferit de agenția Emera Models. Momentul adevărului a sosit. Anca, Diana, Sara, Adela, Lucia și Inga, Otilia, Alexandra, Laura, Roxana, Mădălina și Emma, vă mulțumesc pentru tot. Ați fost minunate. Așa cum v-am obișnuit de fiecare dată, una primește fotografia. Decizia a fost foarte grea. Mădălina de la Opisi de Dorobanți a ajuns Opisi profesionistă. O transformare extraordinară, incredibilă. Îți ofer pozele. Mulțumesc. Ce am aici? Ciocolată. Asta e un test? Nu, nu ai un test. Să știi că nu-l mănânc. Nu, nu trebuie să-l mănânci. Calculator. Este un calculator, șoricel din ciocolată. Și de ce ți-l dau? Nu. În primul rând, ca să-ți calculezi caloriile. Ah. În al doilea rând, pentru că voi viza pașaportul tău către celebritate. Ești Next Top Model al României. Deci cu el îți vei calcula atât caloriile, cât și cașcavalul pe care îl vei câștiga. Felicitări! Aveam foarte mare emoții. Abia așteptam să vedem cine câștigă, cine pleacă, cine... Aveam emoții ca... Ca la început, ca la casting, aveam foarte mari emoții și când mi-a zis că am câștigat, eram, wow, ce mai fericită! Îți urez mult succes, îți urez ca drumul să-ți fie presărat cu cele mai frumoase show-uri, cu cele mai frumoase editoriale, să te văd pe cât mai multe Vogue-uri și alte reviste în toată lumea și să spun, ea e Emma, eu am ales-o, pentru că ai meritat. Sinceră să fiu, mă așteptam să merg departe, dar nu mi-am închipuit că o să ajung și în finală. Tocmai de aceea spun că sunt extrem de bucuroasă.
Adică este ca și cum aș fi pus mâna pe titlu. Ne luăm la revedere de la Louvre, de la Sena, de la acest juriu minunat, de la acești oameni minunați care au lucrat alături de noi, de la Gabi Hennessy, de la Laurent Touré, de la Mirela Vescan, de la Liviu Nescu, care vă oferă și contractul. Ai grijă că cu ăsta nu-ți merge. Emma are foarte mult de lucru. Este în creștere și la propriu și la figurat. Sper din tot sufletul să mai crească și în înălțime. Dacă se ține de treabă, va fi o femeie care să aibă totul la 20 de ani.